Sunt mereu împreună și se completează reciproc atât în scenă cât și în afara ei. Soții Cornelia și Marcel Ștefăneț nu se despart niciodată. Au chiar unul și același profil pe Facebook. Acasă în doi, pe Facebook în doi, la evenimente mondene tot în doi. Cred că v-ați dat seama despre cine este vorba. Desigur, despre Marcel și Cornelia Ștefăneț. Aceștia revin cu un nou duet la piesa Muciriță cu Trifoi, ca de obicei, în doi. Această piesă s-a născut foarte întâmplător. Cu ocazia zilei de naștere a maestrului Benone Sinulescu, am fost invitați în România pentru câteva emisiuni și eu de mai mult timp îmi spunea că foarte tare îi place Muciriță cu Trifoi în interpretarea mea. Am mers în România, piesa a avut un succes foarte remarcabil și ne-am sfătuit noi așa în sânul familiei și am decis că ne dorim tare mult să o promovăm, să o facem cunoscută, această piesă lumii. Au stat la dubii dacă o să lanseze și în Chișinău sau nu, dar au făcut-o. Cam o lună de zile stăteam la dubii pentru că știam că vor apărea foarte multe întrebări, foarte multe comentarii, atât plăcute cât și neplăcute. Până când la urechile noastre au ajuns doar comentarii frumoase și aprecieri sincere, cel puțin asta am simțit noi. N-am s-o cutit de cuvinț că să mai implicăm cineva, pentru că e destul, aranjamentul e destul de cum am plin, voce destul de largă, nu știu, e multă și eu cred că nu mai are rost nimic să mai implici în piesă. Chiar și pagina de Facebook este comună. După nunte nimic nu mai e al meu sau al tău, e al nostru. Chiar atât de al nostru. Stăteam la dubii dacă facem sau nu și până la urmă, cam două luni după nuntă, am decis să facem acest cont, dar să fie comun, ca să nu apară și careva neînțelegeri în cuplu, dar chiar să fie clar că nu există secrete între noi. Da, eu când sunt singur tot mă simt foarte singuratic, de fapt. Chiar de una s-a fost o petrecere și Cornelia, bine că ei era pe loc, dar ei avea altă ocupație cu prezentarea, da, rochilor și eu stăteam singur și chiar aveam multe cunoștințe, dar oricum nu puteam să... Nu. Se vedea și din poze, mă, când este Cornelia alături, mă simt tot altfel. Chiar și așa, Cornelia ne-a dezvăluit că urmează niște colaborări cu alți interpreți. Așteptăm cu nerăbdare. Sunt careva propuneri, deja chiar parcă ai simțit, da? Am dus careva convorbiri, da? Și încă nu este clar, dar nu vă spunem până când nu știm și noi la 100% că va fi și cu cine și ce pregătim anume.